fără implicarea personală a conducerii statului, vorbesc de președintele statului, primul ministru și speakerul Parlamentului, această problemă, în situația creată, nu poate fi rezolvată în folosul cetățenilor. De aceea, când aud argumentul de la unii funcționari că aceasta este o problemă comercială, vor negocia doi agenți economici, Moldova Gaz și cu Gazprom, asta este iarăși o greșeală tactică, strategică și nu va fi hotărâtă problema. Ea poate fi hotărâtă doar la implicarea personală, încă o dată repet, președintelui țării, primul ministru și președintele Parlamentului. Personal. De a nu trimite la un ministru, la ambasador sau la nu știu cine. Nu. Uitați-vă, ați citit probabil din presă, Ungaria are nevoie, știind că va fi o iarnă cumplită, mai rece ca de obicei, ei au calculat că volumul contractat, care le-a ajuns de zeci de ani, poate fi în deficit. A plecat ministrul afacerilor externe de urgență la Moscova pentru a deschide ușa la nivel diplomatic și mai departe pentru rezolvarea problemei. A apărut problema deficit de gaz în Germania, da? Rusia a spus, noi vă putem, da, dar s-a defectat o turbină la gazoduct și ea o repară Canada. Și rețin, nu știu, Germania a sunat în Canada, a rugat domnilor, hai să urgentăm proces. Deci, nu trebuie să fie indiferenți de sus până jos. De altfel, va fi o catastrofă pentru țară.